Debranșările de la sistemele de încălzire centralizată ar putea fi interzise complet. Ministerul Dezvoltării s-ar transforma astfel în autoritatea națională care va controla și monitoriza alimentarea populației cu energie termică. Totul din cauza unui proiect de lege care urmează să fie votat în plen. Un proiect de modificare a legii Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică produce nedumeriri în rândul oamenilor. Proiectul adoptat de Senat în 2008 și trimis mai apoi deputaților stă de atunci în sertarele Camerei Deputaților. Ceea ce îi nemulțumește pe oameni este cea mai importantă modificare introdusă. Ea stipulează că deconectarea unui consumator de energie termică dintr-un condominiu și debranșarea totală a instalațiilor interioare de încălzire și sau pentru apă caldă menajeră ale unui utilizator tip condominiu sunt interzise în cazul în care condominiul se află într-o zonă unitară de încălzire prin sistem centralizat de alimentare cu energie termică. Zona unitară despre care se vorbește în proiect presupune ca într-o anumită zonă toată lumea să se încălzească printr-un anumit sistem. Proiectul mai prevede și că pentru a fi debranșat un bloc aflat în afara zonei unitare, este necesar acordul tuturor membrilor asociației de proprietari, nu doar a majorității. Așadar, dacă un singur locatar dintr-un bloc nu dorește să se debranșeze, nimeni nu o va putea face. În primele 7 luni ale anului 2016, peste 12.000 de apartamente din întreaga țară s-au debranșat deja de la sistemele de alimentare centralizate cu energie termică. În anul 2015, numărul total de apartamente debranșate a ajuns la peste 47.000. În plus, dacă o persoană decide să se debranșeze de la Radet, aceasta trebuie să înlocuiască măsura de încălzire cu una impusă de primărie în zona respectivă. Deci, la libera alegere nu rămâne nici măcar metoda de încălzire în propriul apartament.